dragii mei, la un nou video. Avem aici niște meseriași, așa cum v-am vorbit despre ei și în clipul anterior. V-am zis că o să vină Marius. El este Andrei. El este șeful de echipă, patronul. Eu? Da, și mai avem aici un om. Bă, fraților, nu vă spun. Nu vă spun, acest om, această persoană care vedeți aici, are 71 de ani. Mulți înainte să fiți sănătos, nene. Uitați voi, dragi prieteni, uitați cum îi merge mâna. Om la 71 de ani, uitați cum muncește. Deci dacă ar fi toată lumea așa ca acest om, ar fi altfel în țara noastră românească. Da. Băieții abia s-au apucat. Normal trebuia să vină de luni, dar a zis să vină să dea din ăsta înainte, cum se cheamă. Cum se cheamă asta? Spriț, nu? Mortar, nu de viu. Așa, să-l dea ca să poată să prindă bine tencuiala. Da. Așa trebuie, nu? Așa e normal, nu? Acum 12 ani în urmă, în 2009 mai precis, tot... cum te cheamă, bre, matale? Cum îți zice, matale? Nea Gheorghe. A fost aici la... ne-a tencuit casa, în 2009. El, Marius, era copil atunci. 2009, da. Marius era copil, 2009 sau 2010, nu mai rețin. Marius era copil atunci. Câți ani avea atunci, Marius? Păi nu știu. Dar ai născut în 98, apoi de... 98, aveai vreo 11, 12 ani. 13 ani. Deci câți ani ai acum? 23, poate de plin. 23, aveai 11 ani, 12 ani. Da, meseria brățară de aur. Foarte pricepuți băieții. Uitați și voi cum le merge mâna. Meseriaș nota 10. Nea Gheorghe, nu te-ai schimbat deloc, tot așa ai rămas. Tot așa în forță ai rămas. Ai văzut? Meserie. Dacă îi spui lui nepot să-l caute pe Bahama Bach pe YouTube, să vadă și el cum te-a filmat. Nea Gheorghe, nu te-ai schimbat deloc, tot așa în forță ai rămas. Lasă să-ți dea Dumnezeu. Nu are păr deloc. Să-ți dea... N-are păr deloc. Lasă, fii sănătos. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Nea Gheorghe, și să vii și la băietul meu când o fi să crească el mai mare, să-și facă și el o casă. Să vii și la el să-i tencuiești casă. Să te filmează. Care-i treaba mitic? El este mitică. Alt meseriaș. El le are cu... el e cu de-asta. Cum se cheamă? Pomicultor sau cum le zic la ăștia? Pomicultura, da, el e cu pomicultura. Ce anume? A, cu ăla, da mă, lasă că ți-l dau ție, da. Descurcăm noi, da? Lasă că-mi faci tu altceva, vedem. Da. Am dat-o eu, am șutit-o eu, am tras-o în sus și s-a dus prin pate, pe la vecinul pe aici. Asta? Am cumpărat-o eu din Italia, am cumpărat-o. Asta e mine bună, mă, nebun. A. De unde ai? Din Italia. E de 4, nu știu. E mișto, e spori în spartă. Să o fac cadou. Mi-o faci? Da, ia-o. Gata, hai. Nu, că avem nevoie la fotbal, că am cam dat mult de cigară acum la domn Felix. Acolo și nu le mai dă înapoi. E rău, un om rău, nu, domnul Felix? Nu, nu e un om rău, dar nu e în casă.
Alte. Da. Da, bă, fraților. O cameră de fiești până la urmă sau? Îmi iau, o să-mi iau un telefon, mai. Mi-a promis cineva. Un telefon, de cameră, GoPro, și-l ții așa cu mâna, ai din ăla... Suport de ăla, nu? Da, o să-mi iau, dar, na, deocamdată filmez și eu cu ce am și... Când ești ora următoare, îți cumperi unul. O să cumpăr. Andrei, care-i treaba? Absolvent la facultate de medicină. Da, fratele. Direct. Să-ți ajute Dumnezeu. Trebuie să acolo primul ajutor când întâlnești un om. Lasă. Lasă, să-ți ajute Dumnezeu și măicuța Domnului să, să dai înainte. Dar și vremurile sunt așa cum sunt, dar asta e. Cu Dumnezeu înainte. Alte meserii aici, alte meserii. Ce are asta, mă? Să nu-mi dau în pată! Trebuie să vezi! Șpriță! Muncești de mult în domeniul ăsta, Neghiorii? Din când am ieșit din școală profesională și până la ora actuală. Da? În 68. 68. Ei, 68. Bă, fraților, căsuța în care m-am crescut eu, asta e. N-am vrut să schimb nimic la ea. Am renovat-o, am dărmat pereții ăștia pe aici, a rămas doar fațada. Doar fațada, n-am umblat la ea. Ia peretele ăsta de aici. Era de lut. Fiindcă două camere, cum ar veni, au fost renovate. A fost foarte mult de muncă la ea. Și am vrut să rămână multe chestii la ea originale. Aici, gemulețul ăsta. Tot așa am vrut să rămână original, n-am vrut să o schimb. Ți-mi minte când mă trezeam dimineața, ales iarna, când începea să ningă afară și mă uitam pe el, cum ningea. Frumos mai era. Da. Și aici la fel. Deci e dublură. Și mă urcam pe geamul ăsta, fraților. Fiți atenți și mic eram, de mă urcam și el n-are mai mult de 80-70 cm înălțime, nu are. Și mă urcam pe el aici și stăteam, mă înghemuiam așa pe el, mă puneam aici pe el. Bă, fraților, ce trec ani ăștia. Așa. Renovat acum 3 ani, 4 ani, 3 ani zile. Dar o să vă filmez în alt, o să fac un clip cu altă ocazie. O să vă filmez în interior.
am ținut neapărat să rămână la fel, adică, păi, să rămână, am păstrat cât am putut eu de mult. De exemplu, tavanele, podelele. Tavanele, de fapt. În interior au fost din pal. N-am avut să mai salvez, pentru că erau putrede, erau. Am pus alte. Dar cât și de cât așa am încercat să rămână la fel. Vă spun. Credeți-mă, fraților, că mai mult țin la casa părintească decât la casa mea. Deci prima oară când m-am mutat în casa mea, eu am stat aici un an de zile. La mama, cu copii, aveam doi copii, atât. Nu aveam și pe Maia cea mică. Am stat o iarnă aici, aproape un an de zile. Și când m-am mutat în casa la mine, credeți-mă că prima noapte n-am putut să dorm. Deci m-am trezit pe la vreo 1-2 noapte și m-am dus și m-am culcat înapoi aici, în odăița asta. Și nu puteam să mă odihnesc. Și încet, încet, înțeles că m-am obișnuit. Da, aici să-mi minte când eram eu adolescent. Veneam de la discotecă și când ajungeam aici, în holul ăsta, prindeam bie cu tata, Dumnezeu să-l odihnească. Dormea aici. În camera asta sunt două paturi, unul pe parte și unul pe parte. Asta lui tata nu mai este aici. Și el dădea perdeaua la o parte și se uita parcă îl văd săracul. Da. Dumnezeu să-l ierte. Am avut un tată, Doamne, cum am cuvinte. Ce mai, mamă? Nu, Viorea la luna mai. Am spus să spui o poezie la... Dar nu acum, lasă, cu altă ocază, altă dată. Mama știe o grămadă de poezii. Lasă că o să fac un clip. O să pun să spun niște poezii. Care pământ? De aici, de pe șanturile astea. Și am mai dus, am mai cărat încă pe atâta ce ești. Dar cu ce lucrat? Cu volă de aia. L-a duc pe Nanaito. Nu-i Nanaito? Da. Nea Vasile. Lasă, mamă, că mătru eu, nu mai mătru am atale. Stai liniștită. De dimineață stai cu mătura aia, doar spatele sunt a plecat. Am să iei pe aia mai mare dacă e. Ca aia stai dreaptă, nu stai prea plecată, prea te o să doar spatele. Nu faci așa. Salut abonat aici, mai nou. Mai, salut abonat aici. Zâli, sănătate. Dar cui să-i zic sănătate? La oamenii care mă urmăresc. Aceia de acolo? Da, da. Hai, salut, sănătate, trebușoare, mie așa-mi place. Salută și pe nepoata de la Negrea, de Roxana. Nevasta lui George, ea mereu îmi lasă da, mesaj Valentina, la comentare. Valentina, te pupă, mama. Da. Îi salutăm. Hai, salut, salut, sănătate, trebușoare. Ia mă urmărești. Mama, dar live de ce nu faci? O să fac și live, nu știu, nu prea îmi place mie așa să... O să fac, da, o să fac și live, da. Dacă vreau oamenii să fac, fac. Oamenii nu vor să facă. Să-mi lase acolo, la comentarii, mesaj. Dacă se adună multe mesaje... Sau pe Facebook, nu fac Facebook. O să fac. Nu, că nu am Facebook. Am avut, dar nu vreau să mă... L-am închis. Da, nu. Nu-mi place.
Băi, ce-mi plac copacii ăștia. Goldani ăștia, așa se cheamă. Goldani, nu? Corcoduși ăștia, nu? Corcoduși ăștia, copacii ăștia. Ce frumoși sunt floriți așa. Zici că a nins pe ei, vezi? Dacă mai dă o brumă din asta, s-ar putea să nu mai ai tu nimic. Ah, hai, poate nu, da. Dar oricum ăștia sunt rezistenți. Sunt rezistenți la frig. Dacă e vreme ca am trecut? Sensibili sunt ăștia, caiși, zarzuri, meri, știi? Da. Mai sensibil. Da. Dragii mei, cam atât. Cam atât pentru ziua de azi. Eu vă las cu bine. Vă las cu bine. Și o să ne mai vedem și la clipul următor. Mâinii duminică. O să filmez un pic la mănăstire. Dacă o să mă duc, nu știu sigur. Dacă mă duc la mănăstire, o să filmez un pic acolo, pe la cimitir, pe la animale, pe la... O să vă arăt mai multe. Îmi place foarte mult să merg la mănăstire, la Vladimirești. Da, dragii mei, vă las cu bine și cu Domnul. Doamne ajută! Sănătate!